Sfânta Mucenița Anastasia. Creștinismul s-a părat. Creștinismul va dispărea. Ce spui și tu, Poplie? Tu, ca om tânăr, cunoști mai bine. Este ceva total diferit față de sistemul nostru și față de viața noastră îmbelșugată. Este un alt fel de a trăi și de a muri. Din fericire, creștinii nu folosesc violența pentru a-și impune punctele de vedere. Păcat, fiindcă violența poate fi tratată cu violență. Însă împotriva ideilor nu se poate lupta. Ce să faci? Să le tai capetele cu sabia? Bine măcar că familiile de vază ale Imperiului Roman și cei din armată sunt credincioși tradițiilor noastre. Bineînțeles, sabiile noastre și zeii noștri. Să bem, deci, în cinstea lor. În cinstea lor, deci. Și acum să trecem la alte chestiuni mai plăcute. Prodextate, ce mai face Anastasia, copila ta? Am auzit că este ca un fruct roșu gata copt. Nu te gândești să o măriți? Sunteți prea bun, maestate. Mi-ați ghicit chiar gândul. Din ceasul în care mi-am pierdut prea iubita soție, Anastasia a devenit singura mea grijă. Prodextate, te apreciez foarte tare. Cunosc și loialitatea ta față de mine, precum și față de împărăția mea. Și de asemenea, îl cunosc și pe acest tânăr de ispravă, pe Poplion, pe care îl cunoști și tu. Ce-i spune dacă prea frumoasa ta fată ar deveni soția lui Poplio, iar tu ai dobândi un fiu de seamă? Dar, maestate, ce e Poplio? Să auzim și părerea lui Prodextat. Maestatea voastră, cunosc din ce familie se trage Poplio. Și cunosc și iubirea pe care o purtați. Nu am avut curajul până acum să vă cer părerea despre el. Dar din moment ce ați ghicit gândul meu, nu-mi rămâne decât să mă adresez lui Poplio, fiul meu. Foarte plăcute acestea. Plin de slavă fie zeii noștri. Poplio, beau în sănătatea ta și în sănătatea frumoasei tale fete. Acesta este pentru hemoragii și acesta l-am pus pentru rănile de la biciuri. Acesta se face un praf pentru arsuri. Să
Te văd de multe ori, fata mea, că ești tristă și gânditoare. Știu cât îți lipsește mama ta, însă trebuie să ne gândim la viitorul tău. Eu lipsesc mai mereu de acasă. Ești foarte ocupat, tată, și te înțeleg. Moartea mamei mele m-a durut, însă acum inima mea... La fel și pe mine, fetița mea. Însă acum tu ești singura mea alinare și dragoste. Trebuie să ne gândim la viitorul tău. Dacă nu l-am fi avut și pe înțeleptul tău profesor, pe Hrisogon, care a avut grijă de educația ta și de învățătura ta, nu știu ce m-aș fi făcut. Însă nu e de ajuns doar să-ți iubești copiii. Amintește-ți ce a spus Alexandru cel Mare. Despre dragoste? Da, mai întâi îl iubesc pe dascălul meu și pe urmă pe tatăl meu. Ei, poate a avut un tată mai aspru. Și pe urmă a spus, tatăl meu mi-a dăruit viața, dascălul mi-a dăruit felul de viață. Foarte înțelept, fetița mea, foarte înțelept. Însă tu vei fi foarte fericită când vei cunoaște o a treia persoană. Îl vei iubi din toată inima. Cum, tată? Eu, inima mea, am dăruit-o... Bună ziua, stăpânul meu! Bine ai venit, înțelepte! Ai venit chiar la timp, ca să auzi vestea cea bună. Ești prietenul meu și membru al familiei mele. Tot ce e plăcut dumneavoastră, stăpâne, și fiicei dumneavoastră, este plăcut și pentru mine. Am hotărât să o omorât pe fiica mea, cu un tânăr de seamă. Am și binecuvântarea marelui nostru împărat. Și cine este norocosul? Un luptător viteaz și prieten al împăratului, Poplion. Nu vă bucurați amândoi? Și îți vei mărita fiica cu un soldat, stăpâne? Tata, apreciez dragostea și grija ta pentru mine, dar sunt încă mică. Te rog. Nu te înțeleg, Hrisogon. Tu, pe de o parte, crezi în egalitatea dintre oameni și, pe de alta, te îndoiești de calitățile acestui om, care este prietenul primului om al Romei. Poplion este un ostaș de seamă și un viteaz înflăcărat, un patriot și un prieten al împăratului Dioclețian. Fata ta este educată, înțeleaptă, cu gusturi alese și cu un suflet delicat. Îți imaginezi conviețuirea dintre acest vlăstar al tău și un leu fioros? Zarurile au fost aruncate. Nunta va avea loc curând. Prevăd că vor veni furtuni mari în viața ta. Ce poți să faci, copila mea? Este hotărârea tatălui tău. Am promis lui Iisus Hristos că îi voi oferi lui viața mea. Am încercat să-i vorbesc tatălui meu, dar tocmai ați intrat dumneavoastră. Nu voi permite nimănui să mă atingă. Văd cum furtunile se apropie, dar ce importanță mai au. Eu deja am ales drumul meu, chiar dacă este anevoios. Așa cum a spus și el, lung și strâmt este drumul. Însă legea romană este împotriva ta, copila mea, aceasta să nu uiți. Da, știu. Dragostea mea aceasta va învinge teama de legea romană.
De ce vrei ca să o ții o femeie bolnăvicioasă? Dacă tu cunoști și gândurile și ideile mele, atunci ai să spui că femeia aceasta este de două, chiar de trei ori bolnavă. Anastasia, încearcă să mă înțelegi. Am înțeles cine ești înainte să te cunosc. Tu te gândești numai la bogății, te gândești că te însori cu o avere, nu cu o femeie. Să nu te amăgească însă tatăl meu, eu sunt bolnavă. Voi avea răbdare, Anastasia. Vei avea răbdare? Până când? Eu nu mă voi însănătoși niciodată. Boala mea este psihologică și nu se vindecă. Dar să nu crezi că voi muri repede ca să moștenești averea. Pentru numele zeilor, ce-mi spui? Știu foarte bine ce spun. Tu gândești ascuns. Te gândești că într-o zi mă vei moșteni. Dar nu știi că cei care gândesc moartea altuia, aceștia mor mai întâi. Nu, nu, eu nu gândesc așa, Anastasia. Eu îți mai spun o dată. Nu conta pe mine ca să devin soție. Niciodată. Chiar dacă va avea loc nunta. Acestea am avut de zis. Nu te îngrijora, doamna mea, toate vor merge bine. Doamnă, vine Poplion. Cum te simți astăzi? Nici o ameliorare. Durerea de cap îmi sparge creierii. A venit doctorul, ce-a spus? Mi-a adus niște ierburi și mi-a spus să ies la aer curat și să fiu liniștită. Dar asta devine o tortură. Sunt 2 ani de când ești la pat. Unde să mai zică pentru un sănătoșirea ta îmi voi pierde toată averea? Râd de mine și prietenii mei. Înțeleptul Hrisogon ce spune? El se îngrijește de liniștea mea sufletească. Lângă el simt ușurare și pace. Ți-am mai spus că sunt bolnăvicioasă, să nu te însori cu mine. Însă tu ai vrut să iei o soție bogată, chiar dacă este bolnavă. Ai răbdare și tu. Soție este aceasta sau un necaz fără sfârșit? Nu te îngrijora, domnul meu. Am eu grijă de stăpână. Și astăzi am să scot la plimbare. Poate că încet, încet își va reveni. Bravo, Eleni, să te îngrijești de stăpâna ta. Doamna mea. A plecat, doamnă. Poți să te pregătești. Haideți, înăuntru. Înăuntru. Și să nu vă aud. Ce noi mare, deci, pentru noi sacrificiul, dăruirea de sine? Bine ai venit, sora Anastasia. Dăruirea pentru Hristos este ca o recunoștință pentru dragostea lui mare și pentru tot ce a îndurat el pentru noi. Nu este și acesta un exemplu pentru cât iubim un om atunci când ne lipsim de câteva lucruri? Cu atât mai mult pentru Hristos.
Bine ați venit. Mă bucur că vă văd din nou. Intrați. Eleni, dragă, nu am să întârzi. Cum te simți, frate Andreas? Te doare rău? Slavă Domnului că îmi dă putere. Curaj, frate, curaj. Ne rugăm toți pentru tine. Nu te lăsa, Dumnezeu cu tine. Curaj, surioarelor, curaj. Dumnezeu și biserica sunt cu voi. Cum te simți, Maria? Mereu mă biciuiesc, sunt slăbită de puteri. Curaj, Maria, curaj, nu te lăsa. Hristos să fie cu tine. Roagă-i pe frații noștri să se roage și pentru noi. Vom rămâne credincioși până în ceasul morții. Tremur la gândul că se va înfricoșa vreunul din noi și va cădea. Aceasta nu este Anastasia, soția lui Poplion. Ce ne interesează pe noi? Treaba lor. Noi ne facem datoria. Ba, ieșim și câștigători. Bună seara, copila mea. Ce vești ai de la frații noștri din închisoare? Sunt sfârșiți de bătăi, dar foarte liniștiți. O, ce mare este dragostea lui Hristos. Să te ardă, să te biciuiască, dar să nu-ți schimbe gândul. S-au umplut închisorile, 10.000 sunt martirii noștri. Se apropie ziua în care iubirea de idol va fi doar un coșmar trecut. Mare comandant Poplion, bună ziua! Am ceva important să-ți spun. Dacă mă plătești, bineînțeles. Dacă mă interesează, bineînțeles că te voi plăti. Spune, deci, te ascult. Soția ta, Anastasia, se spune că este creștină. Prostii, de unde zvonul acesta? Îi vizitează pe creștini la închisoare. Vine în timpul zilei și chiar și în timpul nopții. Asta nu-ți spune nimic? Soția mea, Anastasia, creștină, și la închisoare. Și cum ai recunoscut-o? O cunosc foarte bine pe stăpâna Anastasia. Am lucrat la tatăl ei. A venit de multe ori la închisoare, a plătit, a intrat și a vizitat pe creștini. Da, o cunosc foarte bine pe stăpâna Anastasia. Este o femeie dinamică, înțeleaptă și foarte plăcută. Îmi provoce o mare uimire. Anastasia este o femeie bolnavă care nu se ridică din pat. Voi cerceta însă. Chiar dacă mi-ai spus lucruri neplăcute, eu îmi voi ține cuvântul și te voi plăti. Dacă vrei, pot pune un pictor să o picteze la ușa închisorii. Nu cred că e nevoie, dar fie și aceasta. Am o misiune specială pentru tine de la împărat. Vreau să o urmărești pe soția mea, Anastasia, și să-mi dai raportul despre fiecare mișcare a ei, fiindcă știu că ascunde ceva, ceva împotriva Romei. Fie cum doriți. Ce vești ai despre soția mea? Ai văzut-o cumva pe afară?
Iese din casă în fiecare zi, de îndată ce plecați. Și unde se duce? Nu ți-am spus să nu o pierzi din ochi? Nu ți-am spus cât de important este și de aceea ți-am cerut ție aceasta? Merge în cartierele mai sărace și apoi merge pe la închisori. La închisori? Da, la închisori. Deci, merge la închisori. A avut dreptate pasnicul. Care pasnic? Asta nu e treaba ta. Vei afla mai târziu. Ceea ce vreau de la tine și, bineînțeles, pentru binele împăratului, ceea ce am discutat să rămână între noi. Până atunci când... Până când? Până când va avea loc întâlnirea. Ce întâlnire? Ai răbdare. Mi-ai spus că merge pe la închisori și... Nu mai am nevoie de tine, poți să pleci. Voi cerceta chiar eu și te voi chema când va fi nevoie ca să o iei. Să o iau? Ipocrita, bolnavă prefăcută, creștină. Dar până când? A ajuns nodul la tăișul sabiei. Și îl va tăia dintr-o singură mișcare. Eu mă tem însă. De ce te temi? Când voi pierde capul, îți garantez eu că nu-l vei pierde. Aduceți-mi ordin de la împărat. Vrei ordin de la împărat? Da, și adresat mie personal. Îl vei avea. Poplio, nu văd sfârșitul acestei boli. Nu-i nimic, vom avea puțină răbdare. Toate la rândul lor. Aha, am uitat, voi lipsi câteva zile. La revedere. Eleni? Da, doamnă. Cum ți s-a părut astăzi soțul meu? Ciudat de amabil și răbdător. Crezi că a bănuit ceva? Nu știu ce să vă spun. Trebuie să fiți precaută. Absența lui ne va fi de folos. Eu am o presimțire rea. Nu mergeți astăzi seară la închisor, doamna mea. Imposibil, Eleni. Îl iubesc mult pe Hristos și pe cei care suferă pentru el. Voi merge. Ați întârziat astăzi să ieșiți. Pasnicul celălalt este plecat. Respectele mele. Curaj. Hristos este cu noi.
Anastasia. Anastasia. Tu aici, la închisoare? Da, Poplion. Ce faci aici? Nimic rău. Anastasia, ești creștină? Da, sunt creștină. Nu mi-ai spus asta niciodată, fiindcă nu m-ai întrebat niciodată. Nu e posibil, fiica lui Prodextat, soția comandantului Poplion, să fie creștină? Nu cumva visez? Nu, nu visezi. Este o mare cinste pentru mine să fiu creștină. Știi tu ce înseamnă asta în Imperiul Roman? Nu mă interesează. Cred în Iisus Hristos și îl iubesc. Deci, toți acești ani, toate aceste boli, doctori și leacuri, toate au fost minciuni. Știu, acest dascăl al tău, Hrisogon, el e de vină. Știu, el ți-a luat mințile. Spune-mi, el e creștin? Poți să-l întrebi. Vai, unde am ajuns? Voi fi de râsul tuturor la curțile împărătești. Soldați, luați-o și închideți-o în închisoare. Acest filozof Hrisogon, ce fel de om este? Am auzit multe despre el în Orient, unde am fost de curând. Este un om foarte educat, dinamic și înțelept. Propovăduiește cuvintele Nazarineanului chiar și la familiile de vază ale Romei. Le-a schimbat chiar și modul de a gândi. E îngrozitor. Da, această credință a lui Hristos ne-a acapărat multe familii înstărite ale Imperiului. Voi avea grijă eu de acest Hrisogon. Ce e? Ce se întâmplă? Tu ești Hrisogon? Da, eu sunt. Ești arestat. Luați-l. Înăuntru. Bună ziua, vă amintiți de mine? Am adus câteva lucruri pentru stăpâna mea, Anastasia, soția lui Poplion. Vă rog, lăsați-mă să trec. Treci, dar să nu întârzi mult. Stăpâna ta nu are drept la vizitatori. Doamna mea, buna mea doamnă, de ce nu m-ai luat cu tine să sufăr și eu lângă tine martiriul? Nu te întrista, Eleni, și nu te amără. Poate că pentru tine nu a sosit încă timpul să suferi. Dar spune-mi, l-ai văzut cumva pe dascălul meu? Este în închisoare, fără drept la vizitatori. Bietul, cât aș dori să-l mai aud cum vorbește. Încearcă să-l vizitezi și spune-i să se roage și pentru mine. Haide, afară, afară! Ai spus că ai adus un pachet și tu stai la discuții. Haide, afară! Doamnă, voi avea grijă să-ți aduc vești și să mai vin. Ai aflat despre ce s-a întâmplat în Singlido? Nu, despre soția lui Poplion. Au închis-o în închisoare. N-am mai văzut un bărbat care să fie așa de umilit. Eu am auzit și altceva.
acum că se duce la închisori și îi ascultă pe creștini. Alții spun cum că chiar ea ar fi mărturisit că e creștină. Eu nu pot să cred asta. O femeie cu bogăția și faima ei să-i nege pe zeii noștri? Oh, ce minunății! Haide, spune-mi acum ce s-a întâmplat de Singlito. Bunul meu, Hrisogon. Ah, sora mea Eleni, cât mă bucur că te văd. Cum este Anastasia? Unde se află? Se află în închisoare, este în celulă separată. Nu dau voie nimănui să o viziteze. Dar este așa de... dorește așa de tare să-ți vorbească. Are atâta nevoie să prindă curaj din curajul tău. Este însă foarte greu, aproape imposibil. Are atâta nevoie de rugăciunile tale. Anastasia vrea să devină martiră. Eleni, sora mea, vor să ne umilească și să slăbească credința noastră. Du-te și spune să aibă răbdare, curaj și credință. Fiindcă numai credința năruie munții, biruiește asupra tiranilor. Să aibă credință, să se roage și să spere. Da, Hrisogon, îi voi transmite imediat vorbele tale. Plec acum. Cu bine. Te-am chemat aici, Poplion, ca să-ți dau o misiune dificilă. Trebuie să pleci spre Orient, avem nevoie de prieteni și aliați acolo, înțelegi? Da, împărate, aceasta era și dorința mea, să plec cât mai departe de Roma. Înțeleg, treci mâine pe aici ca să-ți iei scrisorile de acreditare. Respectele mele. Mulțumesc, fetnicilor. Maestate, un sol dorește să vă vadă de îndată. Spune că are un mesaj important. Să intre de grabă. Poftim, maestate. Păcat. Roma a pierdut un fiu adevărat. A trăit și a murit ca un brav ostaș. L-ai cunoscut pe Poplion? Da, era comandantul meu. Bine, du-te să te odihnești. Sfetnice, scrie. Să se dea mari onoruri soției și familiei lui Poplion. Respectele mele, stăpâna Anastasia.
M-am hotărât, Eleni. Acum sunt liberă să o fac. Tatăl meu nu mai trăiește, soțul meu de asemenea. Ce ai hotărât să faci, doamna mea? Voi vinde toate lucrurile mele și voi împărți banii la cei săraci. Și voi trăi restul vieții mele în sărăcie ca și ei. Este dreptul tău. Tu știi mai bine, doamna mea, ce trebuie să faci. Așa e drept și așa voi face. Vinde și tu lucrurile tale și urmează-mă, a spus Hristos. Bună ziua, părinte! Bine ați venit, creștinelor! Trei surori iubite, care trăiesc departe de iadul Romei. Luați loc, așezați-vă! Așezați-vă, copilele mele! Trebuie să avem credință și să-L iubim pe Domnul. Să avem credință mare și să nu ne pierdem curajul niciodată. Aș dori să-l cunosc pe acest filozof Hrisogon care se află în închisoare. Am auzit că îi povățuiește pe cei închiși să prefere să moară decât să se închine la zeii noștri. Da, e adevărat, maestate. Dar cum e posibil să dorească să moară decât să accepte să trăiască în belșug? E adevărat? Adevărat, împărate. Capitane, adu-mi-l în față pe acest filozof din închisoare. Maestate, el este Hrisogon. Deslegați-l. Deci tu ești înțeleptul Hrisogon, dascălul ce învață și pe alții creștinismul. Eu. Cunoști pedepsele aspre ce se dau dacă nu aduci jertfe la zeii noștri? Le cunosc. Și torturile dacă nu te căiești și apoi moartea? Ești un om învățat, Hrisogon. De aceea voi încheia cu tine un acord. Vă ascult. Tu vei aduce jertfă la zeii noștri, iar eu te voi face primarul Romei și îți voi da daruri multe. Maestate, mulțumesc mult pentru cinstea ce mi-o faceți, dar... Dar ce? Nu vreau să-mi mulțumești, Hrisogon, ci să mă ascult și să aduc jertfe zeilor noștri. Gândul și inima mea cunosc un singur Dumnezeu. Cunoștințele mele mi-adeveresc faptul că zeii noștri sunt mincinoși și prefăcuți. Demonii se ascund în spatele lor. Deci asta îți spun gândul și inima ta. Și asta spune și gura ta. Însă eu, Dioclețian, voi face această gură să tacă și această inimă să înceteze să mai bată. Luați-l! Zoile, eu sunt lângă tine. A sosit și vremea mea. Haide să mă găsești. Zoile, Zoile, sunt eu lângă tine. Haide să mă afli.
Haideți, ridicați-l. Căiți-vă, Dumnezeu pe toate le vede. Căiți-vă, Dumnezeu pe toate le vede. Bătrâne, ce s-a întâmplat pe mal? Nu știu, omule. Să mergem. Ați văzut vreun om mort pe malul lacului? Căutați peste tot. Ce căutați? Cum am fi putut ascunde un întreg corp aici înăuntru? Unde sunt părinții voștri? Noi nu avem părinți, au murit. Sunteți creștine, nu-i așa? Da, și nu vă temeți pentru viețile voastre? Îl iubim pe Hristos mai presus decât viețile noastre. Bine, bine, mai vorbim noi. Am căutat peste tot, împărate, însă trupul a dispărut. Pe la casă ați căutat? Numai o casă se află acolo, trăiesc trei fete, creștine. Creștine, ai spus? Și nu le-ai arestat? Să mergeți din nou acolo și să căutați bine și să-mi aduceți aici pe cele trei fete. Zoile, călugăre Zoile, cunoaște că trei sunt cununile mărturisirii și ale martirului. Mari primejdi se apropie de casa celor trei fete. Pregătește-te și tu să guși din sămânța trudei tale. Anastasia, pedimu. Anastasia, copila mea, du-te la coliba lui Zoil. Acolo mă vei găsi. Împăratul le caută pe cele trei fecioare. Le vei găsi și pe ele acolo.
Binecuvântează-mă, Părinte Zoil. Nu eu, ci Dumnezeu să te binecuvinteze. Sunt Anastasia, ucenica lui Hrisogon. Am venit să-l întâlnesc aici. Agapi, Irini, Sofia, vă caută împăratul. Caută și trupul lui Hrisogon. Am venit ca să vă iau un oraș cu mine. Nu, nu ne deranjează să rămânem și noi aici, să fim martire precum Hrisogon. Este o onoare să murim pentru Hristos. Slăvit să fie Domnul care ne arată martiriul. Însă haideți să mergem, să nu pierdem vremea. Dacă este vrerea Domnului să suferiți și voi, vă va găsi împăratul. Unde se află dascălul meu? Să mergem, copilele mele. Maestate, cele trei fete au dispărut. Ce ai spus, au dispărut? Trebuie să le găsești neapărat. Sigur, ele au ascuns trupul lui Hrisogon. Să nu vă întoarceți fără ele. Oamenii împăratului. Este ceasul slujbei de seară în peșteră. Să venim și noi? Cu mare atenție însă. Vom ieși una câte una. Stăpâna Anastasia, am ordin de la împărat ca să aresteze aceste fete. Puteți să ne rețineți pe toate. Admir curajul dumneavoastră, dar ordinul se referă numai la aceste trei surori. Luați-le! Bine ați venit, creștinelor! Bine ați venit! Văd că sunteți frumoase. O să-mi spuneți unde ați ascuns trupul lui Hrisogon? Nu vorbiți, nu? Sunteți și inteligente și sfioase. Trebuie să știți că atunci când împăratul râde, este ca atunci când înfloresc florile primăvara. Iar când împăratul se înfurie, este ca și când te găsești în gura leului. Deci să uităm de trupul lui Hrisogon acum.
Dacă veți aduce jertfe la zei, vă voi mărita cu bărbați bogați și de seamă și vă voi da daruri multe. Despre care zei vorbiți, împărate? Idolii voștri nici nu aud și nici nu vorbesc. Noi credem în Hristos, Dumnezeul cel adevărat. Pentru noi, alți Dumnezei nu există. Nu fi neghioabă și închideți gura. Cred că ai uitat în fața cui vorbești. Să nu crezi că ne temem de torturi sau de moarte. Noi nu vom trăda dragostea noastră pentru Hristos. Dulchitie, ai auzit? Ia-le și să ai grijă de ele cum numai tu știi. Bineînțeles, împărate, ai încredere în mine. Vreau să știu unde se află cele trei surori. Le-a dus Dulchitio pe toate trei în închisoarea de peste drum. Sunteți atât de frumoase, dar și îndărătnice. Nu cumva vreuna din voi și-a schimbat gândul? Am ordin să vă supun la torturi. Dar nu o voi face. Sunteți atât de frumoase. E păcat să fie biciuite așa niște trupuri tinere. În seara asta voi rămâne în închisoare cu voi și mă voi bucura de viață. Cum? Nu puteți face aceasta. Nu va îngădui Hristos. Micuțo, cine îl întreabă pe Hristos al tău? Haide, luați-le și aduceți-le în camera mea. Doamne al puterilor, nu îngădui acestui netrebnic să... Protejează-ne de acest iubitor de idoli. Toate sunt ale tale, Doamne. Nu îngădui să le păteze acest nemernic. Ce bine mai trăiesc! În seara asta, în închisoare, trei fete ca niște vlăstrari, trei fete vă juca pe picioare. Trei fecioare. Trei creștine frumoase. Va fi cea mai frumoasă noapte. Viclenelor, aici erați. Trei fetițe drăguțe. Veniți aici. O, fetiță frumoasă. Haide, haide, dragostea mea. Haide, hai și tu, frumoasă. Aici ești dragostea mea. Dragostea mea. Ce noapte frumoasă am petrecut în închisoare. De unde te-ai întors la ora aceasta? Noapte bună, flăcăi. Ce treburi aveți aici? Bună ziua. Ce faci aici? La ce petrecere mergi? Mă întorc de la petrecere. Am avut grijă de trei fecioare creștine. Să nu audă nimeni. Eu sunt Dulchitio și mă duc spre camera mea. Da, bine, și eu sunt Cezar. Liniște, el este...
Vai, ce am pățit! Ce am pățit! Acele trei creștine m-au făcut să-mi pierd cumpătul. Am să mă răzbun. O vor plăti foarte scump. Capitane, ascultă-mă. Du-te la închisoare și rupe hainele de pe ele și scoate-le în stradă. Am înțeles. Binecuvântare, părinte. Domnul să te binecuvinteze. Părintele meu, oamenii împăratului le-au prins pe cele trei surori, le ține în închisoare ca să le supună la suferințe. Erau trei suflete deosebite, curate și neprihănite. De aceea și Domnul le va cinsti cu onoarea martiriului. Tu, fata mea, să ai grijă de trupurile lor. Binecuvintează, părinte. Domnul fie cu tine, fata mea. A venit și rândul meu, fetelor. Am să mă bucur de batjocorirea voastră. Este imposibil să ducem la bun sfârșit ordinul dumneavoastră. Ce se întâmplă? Hainele fetelor s-au făcut una cu trupurile lor. S-au lipit de ele. A fost imposibil să le rupem. Ce înseamnă a fost imposibil? Nu ați putut dezbrăca trei fete? Trei fete? Mă duc eu singur ca să le dezbrac chiar cu mâinile mele. Ah, am orbit. Am orbit, am pierdut lumina ochilor. Sunt orb. Sunt orb. Capitane, am venit să aflu vești despre cele trei surori. Unde se află? Am fost la închisoare, dar nu le-am găsit. Ce să vă spun, Dulchitiu a fost orbit pe neașteptate, iar despre înlocuitorul lui nu știu nimic. Aveți ceva să-mi dați? Să vă mai cânt. Du-te de aici. Haide. Din câte am auzit și am văzut, sunteți și îndărătnice, dar și vrăjitoare. Eu nu sunt Dulchitiu. Eu nu am timp de pierdut. Ori vă căiți imediat, ori voi da ordin să vă ucidă imediat. Deci vă ascult. O să ne faci un mare ajutor dacă dai ordinul imediat. Și te rugăm mult să nu mai întârzi deloc. Mă rogă? Atunci vei muri ultima. Mai întâi vor muri surorile tale. Le voi arunca în foc. Capitane, ia-le pe cele două și aruncă-le în foc. Vreau și eu să mor împreună cu surorile mele. Ești mică încă și foarte frumoasă. Dacă mă asculți, vei deveni mare stăpână la curtea Romei. Vei avea multe veșminte, bijuterii și tot ce-ți poftește sufletul. Hristos este cel mai de valoare tazaur din lume. El este mirele meu. Deci Hristos este mirele sufletului tău. Asta vom vedea. În curând vei avea mai mulți miri. Ce spuneți? Te voi trimite la casa de toleranță. Aceasta nu va îngădui Hristos al meu.
Domnule, ordinul a fost executat. Ai auzit, drăguță? Ai auzit? Capitane, condu-o la bordelul din port. Repede. Stăpâna Anastasia, capitanul vă trimite vești de la ducele Isinio. Să intre. Bună ziua, stăpâna Anastasia. Vin cu vești proaste. Primarul Isinio a ordonat să vă arestez, fiindcă sunteți creștină. Binecuvântat fie Domnul. Binecuvântată fie ziua aceasta. Le vedeam pe surorile mele cum mor pentru Hristos și îmi făceam griji. Slăvit fie numele Lui. Doamne, primește-o pe roaba Ta. Maestate, ce se întâmplă, capitane? Stăpâna Anastasia se află în închisoare, așa cum ați poruncit. Ia spune-mi, capitane, de ce pe Anastasia o numești stăpână? Fiindcă este soția viteazului Poplion. Spunându-mi asta, mi-ai stricat toate planurile. Hotărâsem să plătească ea pentru toți. Acum îl voi lăsa pe împărat să decidă. Du-te. Dumnezeu este mare. Hristos este cu noi. Doamna mea, Dumnezeu să te binecuvinteze. De îndată ce m-am întors din Orient, am aflat că Anastasia, cât timp eu am lipsit, a avut o intensă activitate creștinească. I-am făcut un favor, fiindcă l-am prețuit pe tatăl ei și pe soțul ei. Este posibil o fată crescută aici, o stăpână mare, să fie dușmana Romei? N-am fost și nici nu sunt dușmana Romei. Ești însă creștină. Aceasta n-am ascuns-o, toți o cunosc. Anastasia, ești una dintre cele mai bogate doamne ale Romei. Ai grijă să nu pierzi totul. Cât despre asta, nu vă îngrijorați, împărate. Nu mai sunt bogată. Ce s-a întâmplat cu averea ta? Am împărțit-o săracilor.
Ai împărțit-o săracilor? Vorbesc serios? Foarte serios, împărate. Capitane, țin-o în închisoare până voi hotărâ ce pedeapsă merită. Cred că vă pierdeți vremea cu ea, împărate Diocletian. Este fanatică creștină. Problema este că aparține clasei de vază și dacă o supunem la torturi, vom avea probleme în societatea noastră. Eu aș propune să o lăsăm în pace. Asta nu se poate. Nu trebuie să plece nepedepsită de aici. Trebuie să găsesc o soluție. Să o lași în grija lui Olympianos. Da, e o idee foarte bună. Conducătorul nostru religios va putea să-i schimbe gândurile. Va găsi el un mijloc. Isinie, întotdeauna mi-ai dat sfaturi bune. Anastasia, mă bucur că te văd. Dacă te căiești, toate acestea de aici, bijuterii, lucruri de valoare, pietre prețioase, mătăsuri, toate vor fi ale tale. Și tot ce-ți mai dorești. Toate acestea le-am avut și mai multe decât acestea. Nimic altceva nu contează față de iubirea ce o am în suflet. Totul depinde de tine. Ești tânără încă. Poți să-ți refaci viața și poți avea avere din nou. Toți facem greșeli. Greșeli, spui Olympiane. Greșit este că am descoperit adevărul. Îndrăznești să mă amăgesc cu aceste lucruri trecătoare de care eu m-am eliberat? În zadar îți pierzi vremea. Nu-mi voi schimba credința. Pasiunea din tine vorbește. Eu îți dau răgaz 3 zile să te gândești. Bine? Și 3 ani poți să-mi dai. Dumnezeul meu este unul. Pentru El trăiesc. Pentru El sunt gata să mor. Anastasia, ești în afara oricărei judecăți. Te voi alunga din Roma. Care este numele tău? Teodoti, adică dăruită lui Dumnezeu. Ești creștină? Ca și tine. Numele tău spune tot. Sunt cu totul al lui. Ești din Roma? Cum te numești? Da, sunt romană. Mă numesc Anastasia. Anastasia, nu cumva ești soția comandantului Poplion? Numele tău a ajuns aici cu mult înaintea ta. Curajul tău întărea și curajul nostru. Numele tău se află pe buzele tuturor fraților noștri. Cât mă bucur că în aceste clipe ești lângă mine. Mă simt mult mai puternică. Sora mea Teodoti, credința noastră va învinge, sacrificiul nostru va întări biserica. Creștinii de mai târziu nu se vor mai teme, nu se vor mai ascunde catacombe. Bisericile lui Dumnezeu vor fi simbolul credinței. Preamărite, stăpâna Anastasia. Tu ești deci vestită Anastasia. Am avut norocul să-l cunosc pe soțul tău, comandantul Poplion. El mi-a vorbit despre averea ta. Însă ce-ți folosesc ție bogățiile? Dacă vrei să pui în practică ce spune religia ta, trebuie să le împarți, nu? Dă-mi-le mie și am să te scutesc de toate suferințele. Ai întârziat, Lefkadi. Averea mea am împărțit-o la săraci. Acum îmi aparține doar viața, dar o sacrific cu multă plăcere. Soldați, luați-o și nu-i dați nici apă, nici pâine. Comandante, aduceți-o pe Teodoti cu copiii ei.
Deci, Teodotii, ce ai hotărât? Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dacă nu te căiești și nu îl nești pe Hristos, îți voi arde copiii, chiar în fața ta. Deci, noi nu ne temem de moarte și nici de suferință. Soldați, închideți gura. Gura puteți să mi-o închideți, dar cuvintele sunt ale lui Hristos și le veți auzi din sute de guri. Loviți-l! Curaj, fiul meu, fii tare, ca ostaș al Domnului. Irtaghe, tu ești bărbat căruia îi plac mult femeile. Ia-o și ține-o la dispoziția ta timp de o săptămână. Și dacă nu reușești să o schimbi, vom omorâ. Nu mă atinge! Nu mă atinge! Irtaghe, ce ți se întâmplă? Mă doare. Atunci când am vrut să o ating, o mână puternică m-a lovit. I-ai făcut vrăji. Luați-o și ardeți-o. Comandante, adu-mi eu din nou pe Anastasia. Ascultă, nu avem timp de pierdut. Ori te căiești și aduci jertfe la zeii noștri, ori te ucid. Prefer să mor. Bine, îndărătnico. Comandante... Doamne, Dumnezeul meu, minunat este întinsul mării, minunată este împărăția ta. Doamne, al tău este pământul, ale tare cerurile, a ta este și marea, unde gândul viclean al împăratului vrea să mă arunce. Împărații, Doamne, vor să mă ucidă, vor să înnăbușe sufletul meu, ca să nu mai se audă numele tău. Și sufletul meu să se piardă în adâncul mării. Tu, Doamne, care l-ai salvat pe Iona din adâncurile mării, Tu, Doamne, salvează-mă și pe mine, după multă și marea Ta milă. Maestate, maestate, ce? Ce s-a întâmplat? Anastasia și Teodotii. N-ați înnecat-o pe Anastasia, am făcut așa cum ați spus. Am lovit barca, dar nu s-a scufundat. Nu s-a scufundat. Și parcă din ceruri a coborât Teodotii și a luat-o de mână pe Anastasia și au mers pe apă până la țărm. Ce înseamnă asta, ești nebun? Nu, nu sunt. Și nu e numai asta. Soldații noștri care așteptau la țărm au căzut în genunchi și au început să se roage la Hristos. Imposibil, vrei să mă înnebunești? Și unde este acum Anastasia? Ia afară! Adu-o imediat aici! Anastasia, cât mai vrei să ne faci necazuri? Nu acesta este scopul meu. Tu mă chinuiești. Alege cel puțin un mod mai cinstit de a mă ucide. De ce? Necul este un mod necinstit? Tu ai spus-o. Tagi din gură, te voi arde ca și pe Teodotii. Așa e mai cinstit. Comandante, luați-o și ardeți-o. Am înțeles. Thank you.
Tu și tu, luați-o și legați-o de rug.